În episodul de astăzi vom descoperi importanța colagenului și beneficiile aduse de acesta în organismul nostru. Vom vedea câte tipuri de colagen există și care sunt cele mai predominante în organismul nostru. De asemenea, vom vedea care sunt sursele bune și de unde ne putem lua colagen și vom demistifica afirmațiile eronate despre colagen. Salutări din Chicago, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit pe canalul meu, locul în care veți putea afla o mulțime de informații care vă pot îmbunătăți viața. Așadar, abonați-vă pentru a primi postări noi în viitor. Colagenul este o proteină cu numeroase beneficii pentru organism, beneficii importante susținute de cercetări științifice pe care urmează să vi le prezint în acest videoclip. Există 28 de tipuri diferite de colagen în corpul nostru, fiecare cu o structură și o funcție ușor diferită. Cele mai comune tipuri sunt tipurile 1, 2, 3, 4 și 5, iar acestea 5 tipuri alcătuiesc 80 până la 90% din totalul colagenului. Colagenul este principala proteină structurală în piele, în oase, în cartilaje și în alte țesuturi conjunctive. Acesta poate îmbunătăți sănătatea pielii, crescând hidratarea, elasticitatea și fermitatea acesteia. A fost extrem de utilizat în ultimii ani pentru a reduce ridurile, pielea uscată și semnele de îmbătrânire. 19 studii medicale care au implicat 1125 de participanți, în cea mai mare parte femei, au constatat că administrarea între 1 gram și 12 grame de colagen pe zi, timp de 4 până la 12 săptămâni, a îmbunătățit elasticitatea și hidratarea pielii și a redus considerabil ridurile în comparație cu tratamentele placebo. Câteva studii controlate randomizate au arătat că administrarea de suplimente de colagen cu cantități mari de peptide a îmbunătățit umiditatea pielii, elasticitatea, au scăzut ridurile și au redus asprimea pielii. Colagenul susține sănătatea oaselor, menținând densitatea, forța și structura acestora și poate preveni pierderea osoasă și reduce riscul de osteoporoză. Colagenul promovează funcția, sănătatea și mobilitatea articulațiilor, reducând inflamația, durerea, rigiditatea și îmbunătățește sănătatea musculară, crescând masa musculară, forța și performanța. De asemenea, poate preveni pierderea musculară și sarcopenia la persoanele mai în vârstă. Colagenul a fost studiat și folosit cu succes pentru sănătatea tractului digestiv, întărind mucoasa intestinală, prevenind sindromul intestinului permeabil, adică leaky gut disease, și pentru susținerea digestiei în general. Acesta este important în procesul de modulare a microbiomului intestinal și a sistemului imunitar. Unii atribuie colagenului îmbunătățiri în sănătatea părului, crescând grosimea, creșterea și calitatea acestuia și spun că ajută la prevenirea căderii părului și la întârzierea încărunțirii. Însă sunt necesare mai multe studii în această direcție. Totuși avem studii referitoare la beneficiile care le aduce colagenul în sănătatea unghiilor, crescând rezistența, durabilitatea și prevenind fragilitatea acestora. Un studiu efectuat pe persoane cu unghii fragile a constatat că administrarea de 2,5 grame de colagen pe zi, timp de 24 de săptămâni, a îmbunătățit creșterea unghiilor și a redus fragilitatea acestora. Colagenul susține sănătatea dentară, menținând structura și integritatea dinților, a gingiilor și a țesuturilor orale. De asemenea, poate preveni cariile dentare și bolile gingiilor. Colagenul joacă un rol protectiv în sănătatea ochilor, păstrând cornea, retina și cristalinul sănătoase și menținând elasticitatea acestora. Poate preveni afecțiuni oculare precum cataracta, glaucomul și degenerescența maculară. Și avem studii medicale care au demonstrat faptul că acesta poate îmbunătăți sănătatea creierului, sporind funcția cognitivă, memoria, starea de spirit în general, ajutând să prevină neurodegenerarea și demența. Am să atașez toate aceste studii la descrierea acestui video pentru cei interesați. Suplimentele de colagen și colagen sub formă de peptide au devenit extrem de căutate și de folosite în ultimii ani, în special pentru îmbunătățirea aspectului pielii, reducerea ridurilor și a efectelor îmbătrânirii pielii, datorate carenților de colagen din organism, care adesea sunt asociate cu îmbătrânirea, dar și pentru o mai bună mobilitate a articulațiilor și o flexibilitate îmbunătățită a tendoanelor sunt cumpărate și luate ca suplimente. Odată cu înaintarea în vârstă, producția de colagen în corp scade considerabil, motiv pentru care oamenii ajung să se suplimenteze cu diferite forme de colagen sau peptide de colagen. Acum, pentru vegetarieni, vestea proastă este că în plante și în bacterii nu se găsește colagen, ci doar în produsele de origine animală. Este foarte probabil să găsiți totuși suplimente pe care scrie colagen vegetarian sau vegan. Însă aceste suplimente nu sunt de fapt colagen,
ci doar precursori care ajută la formarea colagenului. Acestea sunt comercializate incorrect sub denumirea de colagen, din motive lesne de înțeles, pentru a facilita vânzarea lor. Dar colagenul vegetarian nu există. Vestea bună pentru vegetarian este că organismul nostru produce în mod natural colagen atunci când noi oferim organismului nutrienții și elementele necesare producerii de colagen și în câteva momente o să vedem ce ar putea să consume vegetarienii pentru a avea suficient colagen în organism. Vreau să menționez că vaca, oaia, girafa, elefantul și multe alte animale care sunt erbivore, cu toate acestea, ca o hrană vegetariană, au suficient colagen. Așa că ori de câte ori auziți pe cineva spunându-vă că aveți nevoie de produse de origine animală pentru a avea colagen sau proteine, amintiți-le de toate aceste animale care au suficientă proteină și colagen, chiar dacă sunt erbivore. Este important de reținut faptul că aminoacizii din plante sunt folosiți ca și materiale de construcție, dacă pot să spun așa, pentru a crea colagen și diferite proteine în corp. Aminoacizii sunt compuși organici care conțin azot, carbon, hidrogen și oxigen și există 20 de tipuri de aminoacizi diferiți care pot fi combinați în diferite moduri pentru a forma mii de proteine, inclusiv cele 28 de tipuri de colagen care au fost descoperite până în prezent. Cei mai importanți aminoacizi pentru sinteza colagenului sunt prolina, glicina și hidroxiprolina. Persoanele care sunt vegane și animalele care sunt erbivore pot avea suficienți aminoacizi și colagen în corp, consumând o varietate de alimente pe bază de plante care furnizează toți aminoacizii esențiali. Aminoacizii esențiali sunt cei pe care corpul nu îi poate produce singur și trebuie să-i obțină din alimente. Există 9 aminoacizi esențiali pe care corpul nu îi poate produce și pe care trebuie să-i luăm din alte alimente și aceștia sunt histidină, izoleucină și leucină, acestea două având un rol important în metabolismul muscular și energetic, lizină, metionină, fenilalanină, treonină, triptofanul și valină. Acesta este momentul potrivit să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu, în cazul în care nu sunteți încă abonați și vă garantez că nu o să vă ia mai mult de 2 secunde. Eu vă mulțumesc anticipat pentru amabilitate. Majoritatea produselor din comerț care se numesc colagen vegetal sau colagen vegan nu conțin colagen propriu-zis, ci doar ingrediente precum vitamina C, aminoacizi, minerale sau alți nutrienți care participă la sinteza colagenului. Tot pentru vegani, în ultimii ani a apărut colagenul vegan produs din drojdie cu bacterii modificate genetic care produc peptide asemănătoare cu colagenul, însă eu aș sta departe de toate produsele modificate genetic. Pentru cei care nu sunt vegani, există o mulțime de producători care comercializează colagen în diferite forme. Eu prefer să folosesc colagen de origine bovină, provenind de la vaci care au fost crescute cu iarbă pe pășunat și nu cu concentrate în grajduri. Înainte de a alerga la magazin pentru a cumpăra o cutie de colagen pudră, haideți să vedem cum am putea beneficia de acesta acasă, la domiciliu, prin metode tradiționale. Există mai multe surse de colagen de origine animală, cum ar fi peștele, carnea de vită, carnea de pui, de miel și de porc, însă cea mai simplă metodă de a obține colagen este supa de oase și aceasta se obține prin fierberea oaselor, a tendoanelor și a țesuturilor conjunctive în apă pentru o perioadă îndelungată. Pentru a reduce timpul de fierbere, ar fi ideal să folosim o oală presiorizată. Coada de vacă este o alegere perfectă pentru a beneficia de cât mai mult colagen. Această apă obținută în urma fierberii oaselor și a tendoanelor va conține colagen, gelatină, aminoacizi și o mulțime de minerale care pot aduce multe beneficii sănătății. Răciturile sau piftia, cum este numită în unele părți, conțin foarte mult colagen. Această supă în care fierbem oase, cartilagii și tendoane este extraordinar de binevenită, în special în sezonul rece, ca prevenție a virozelor, a gripelor și pentru o recuperare mult mai rapidă. Puiul este o excelentă sursă de colagen, în special pielea și cartilajele sale. Albușele de ou sunt bogate în proteină, însă nu conțin colagen complet sintetizat. Totuși, ele conțin aminoacizii precum prolina și glicina, care sunt necesari pentru producerea de colagen în organismul uman. Ouăle conțin și alți nutrienți care susțin sinteza de colagen, cum ar fi vitamina C, zincul și cuprul. Și acestea pot fi consumate în diverse moduri pentru a obține beneficiile colagenului. Ele conțin de asemenea sulf,
care ajută la producerea de colagen în organism. Peștele și fructele de mare conțin de asemenea colagen, în special în pielea și oasele lor. Sardinele sunt o sursă bună de colagen. Colagenul este o proteină care se găsește în oase, piele și în sluzii de pește, iar sardinele sunt unul dintre puținii pești care pot fi consumați în întregime, făcându-l o sursă excelentă de colagen. De asemenea, sardinele sunt bogate în acizi grași omega-3, calciu și vitamina D, care au beneficii pentru piele, oase și sănătatea în general. Consumul de organe, precum ficatul, rinichii și inima, este binevenit pentru că acestea sunt bogate în colagen. De asemenea, ele sunt pline de diferite minerale, vitamine și proteine, care sunt excelente pentru întregul corp. Carnea de organe este una dintre cele mai abundente surse de colagen pe care le puteți consuma. Aceste surse menționate conțin colagen sub formă de peptide, adică fragmente de proteine care pot fi absorbite și utilizate de organism. Colagenul de origine animală are avantajul că este similar cu cel uman și poate oferi beneficii pentru sănătatea pielii și a articulațiilor și a oaselor. Acum vom vedea care sunt alimentele vegetale care, deși nu conțin colagen, favorizează producerea acesteia direct în organism și chiar contribuie la producerea unui colagen superior prin faptul că este creat de către propriul nostru organism cu o anumită structură 100% compatibilă și specifică necesității. Colagen format din unitățile structurale de bază și anume din aminoacizii din plante, în timp ce colagenul de proveniență animală a fost deja creat și finisat potrivit necesităților altui organism. Având o dietă bogată în diferite plante și vegetale, organismul beneficiază și are la dispoziție toți cei 20 de aminoacizi necesari, inclusiv cei 9, care sunt esențiali și practic, organismul va putea produce toate cele 28 de forme de colagen necesare în organism. Pentru a face o analogie în lumea biologică și industria construcțiilor, aș putea să asociez colagenul de origine animală cu o casă finisată făcută din beton, la care nu mai poți face multe modificări la designul încăperilor. Iar aminoacizii proveniți din plante i-aș compara cu materialele de construcții cu ajutorul cărora putem construi de la zero absolut orice clădire cu absolut orice fel de design specific pe care noi ni-l dorim. Haideți să vedem acum care sunt alimentele de origine vegetală care favorizează producția de colagen în organism. Acestea sunt soia, quinoa, hrișcă, semințele de cânepă, de chia, fasolea, lintea, migdalele, nucile, fisticul, caju și semințele de in, de cânepă, de floarea soarelui, de susan și semințele de bostan. Aceste alimente pot furniza și alți nutrienți necesari pentru producția de colagen, cum ar fi vitamina E, zincul, cuprul, manganul și vitamina C. Fructele citrice, precum portocalele, grapefruitul, lămâile, favorizează și ele formarea colagenului prin aportul lor de vitamina C, care este un factor cheie pentru producția de colagen, deoarece ajută la legarea aminoacizilor și oferă protecție antioxidantă prin descompunerea colagenului. Fructele de pădure, cum ar fi căpșunile, smeura, finele și murele, sunt de asemenea bogate în vitamina C și în antioxidanți, care ajută la prevenirea degradării colagenului și a daunelor cauzate de radicalii liberi. Acestea mai conțin și acidul elagic, care ar putea proteja colagenul de radiațiile ultraviolete ale soarelui. Usturoiul este o sursă puternică de sulf, care este unul dintre principalele componente ale colagenului. Sulful ajută de asemenea la prevenirea degradării colagenului și activează enzimele care produc colagen. Usturoiul conține de asemenea acid lipoic și taurină, care ajută la reconstrucția fibrelor de colagen deteriorate și la legarea acestora. Verdețurile cu frunze crude, cum ar fi spanacul, varza, kale și frunzele de sfeclă roșie, sunt bogate în clorofilă, pigmentul care le oferă culoarea verde. Clorofila crește precursorul colagenului numit procolagen în piele. Verdețurile cu frunze verzi au de asemenea vitamina C și antioxidanți. Aminteam de fasole, care este o sursă vegetală de proteină esențială pentru sinteza de colagen. Fasolea conține de asemenea cantități mari de cupru, un alt mineral care stimulează producția de colagen. Cuprul activează o enzimă numită lizil oxidază, care ajută la încrucișarea colagenului și a elastinei. Roșiile sunt una dintre cele mai bune surse de licopen, un antioxidant puternic de care am mai vorbit, care protejează colagenul de stresul oxidativ și de daunele cauzate de radiația ultravioletă. Licopenul crește de asemenea nivelurile de colagen în piele și îmbunătățește textura și aspectul acesteia. Roșiile conțin de asemenea vitamina C
și alte fitochimicale necesare producției de colagen. Spirulina și algele de asemenea ajută la producția internă de colagen. Fructele tropicale, cum ar fi mango, ananas, kiwi și papaya, sunt de asemenea bogate în vitamina C și antioxidanți. Ele conțin de asemenea enzime precum bromelaină și papaină, care ajută la digestia proteinelor și la promovarea formării de colagen. Morcovul este o legumă foarte sănătoasă care are numeroase beneficii pentru organism. Unul dintre acestea fiind faptul că morcovul conține beta-caroten, un antioxidant care se transformă în vitamina A în corp. O vitamină care este esențială pentru producția de colagen și care de asemenea menține pielea fermă și elastică. Un alt sfat util pentru o producție și o protecție adecvată a colagenului este să vă asigurați că beți suficient de multă apă pe parcursul zilei. Să evitați fumatul și consumul de alcool și zahăr, deoarece acestea pot deteriora pielea și colagenul. Cu acestea fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să lăsați comentariile dumneavoastră, să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă încă nu ați făcut acest lucru. Vă doresc multă, multă sănătate și protecția lui Dumnezeu să vă însoțească pretutindeni. Pe curând!